numărul 2, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna viitoare pe persoana domnului Goagă Gheorghe. La numărul 3, proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiune de funcționare și de dezvoltare la sfârșitul trimestrului 3-2016. La 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 2016. La 5, proiect de hotărâre privind stabilirea modului de intervenție pentru combaterea poluării și înzăpezirii pe drumurile aflate administrarea primăriei. Așa. La 6, proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică obiectivului de investiții, reabilitarea liniei electrice de 20 de kV Onești, Târgu Ocna, Stâlpi 69-71, 36-71. Așa, reambasarea Stâlpului 69, beneficiare în distribuție România. 7. Proiectul privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta interesele autorităților administrației publice locale în justiție. 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității din domeniul serviciului public de alimentare cu apă în beneficiul colectivității locale. La numărul 9, proiect de hotărâre privind inventarierea anuală a tuturor bunurilor aparținând domeniului public și privat al UAT-ului. 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru păstrarea, folosire, inventarierea și selecționarea documentelor. 11. Proiect de hotărâre privind păstrarea și utilizarea sigiliului cu sistemul României. 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi, indemnizații și despăduviri personalului Serviciului Voluntar de Urgență. Iar la 14, la raportul de activitate al consilierului personal al primarului la încetarea contractului individual de muncă în urma expirării termenului preaviz. Iar la 15, diverse. Vă supun aprobării acestei ordine de zi, eventual dacă aveți obiecții la această ordine de zi. Da, deci, cine este pentru? Vă mulțumesc. Bun. Atunci începem dezbaterea articolului. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna decembrie în persoana domnului Boagă Gheorghe. Aprobarea face să vă aprobarea procesului verbal la ședința ordinară din 26-a 10-a. Dacă cineva are obiecțiuni, nimeni nu se scrie la cuvânt, da? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Bun, în unanimitate. Abțineri, contra? Nimeni. Bun. La numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în persoana domnului Boagă Gheorghe. Pentru luna decembrie, ședința următoare. Are cineva ceva împotrivă? Obiecțiuni? Nimic. Nu supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nimic. Bun. Trecem la numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiuni de funcționare de dezvoltare la sfârșitul trimestrului 3-2016. Înscrie la cuvânt dacă are cineva deci nimeni, da? Supunem la urmă. Cine este pentru? Să reprezinte în sumar, doamna. Să reprezinte în sumar. Ce da. S-a întâmplat? Mă rog, doamna. Da. Vă
veniturile GEP actualizate pentru 2016 au fost 5.199.253, prevedere 4.444, încasări 3.652. Pe subcapitole, situația se prezintă astfel, impozit pe venit 18.000, buget actualizat, 18.000 prevederi, 14.000 realizat, impozite și taxe de proprietate 392 buget, 392 prevederi, 400 realizat. Citesc toate sumele, ca urmea cu capitolul total. Da. Cote și sume defalcate 1.193 în buget, 903 prevederi, 971 încasări. Sume defalcate din TVA 3.214,53 buget actualizat, 2.602 prevederi, 1.463 realizat. Subvenții de la bugetul de stat 543.000 buget, prevederi tot 543, încasări 433. La cheltuielile, secțiunea de funcționare este egală cu atât la venituri cât și la cheltuielile. Și respectiv 5.199,53 la bugetul actualizat, 4.444 prevederi, 3.542 realizat. Pe subcapitole autorități publice, încasări, cheltuieli, de fapt, 805, transferul cu caracter general 21, ordine publică, siguranță națională 26, învățământ 1.476, cultură 137, asigurări și asistență socială 501, locuințe, servicii și dezvoltare publică 260, protecția mediului 90, agricultură 78, transportul 213, alte acțiuni economice, respectiv alegerile, au fost 5.000 de lei. La secțiunea de dezvoltare, bugetul actualizat a fost în total 2.446, prevedere 1.299, venituri de realizate 500. La cheltuieli, am avut cheltuieli 190, din care învățământ 36, cultură 1000 de lei, locuințe, servicii, dezvoltare publică 148 și transportul 5000 de lei. Asta. Da. Are cineva ceva să ne deoții la expunerea domnului? Nu. Bun. Atunci, supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este contra? Trecem la punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Se înscrie cineva la cuvânt, are cineva ceva de spus asupra rectificării? Toți la fel. Poate aveți să ne prezintă în scurt, la ce capitolile se referă rectificarea? Da. Rectificarea s-a făcut în general pentru fondul de salarii care avem de până acum în decembrie și la salubritate ca să putem plăti factura pe noiembrie și decembrie. Veniturile, deci încasate, realizate de noi în plus, sunt de 80.000 și respectiv s-au dus pe capitolul de cheltuieli pe autorități publice pentru salarii, exact fondul de salarii pe noiembrie 60, și 20 la protecția mediului pentru să plătim factura la noi. Deci nu sunt alte modificări. Da, deci... are și mai ceva de... Vreau să întreb dacă banii care se strâng la noi intră în bugetul primăriei sau... Sunt un fond separat în 36, da, taxe speciale. Și în funcție de cum se pasează... Ce
Ce treabă are bugetul primăriei cu încasările de la gunoi? Pentru că acolo intră, deci 36, dacă vă uitați, pe cartonul 36 de diverse venituri, deci în funcție de cum încasăm, noi le ținem evidența separat. Și în fiecare lună trebuie să facem Deci nu pot să măresc, pentru că atunci când vine curtea de conturi, o să verifici pentru fiecare în parte cum s-a plătit gunoiul. Deci exact banii care ies de 36 trebuie să se regăsească în contul de cheltuială din curte. Adică nu este ușor nici putem, haos. Da, normal, pentru asta este. Ținem de fiecare. Nu, deci, trebuie făcut din eu două secunde și mă studiați, ședința este filmată. Și dacă e cumva, știu că sunt anumite întrebări, este filmul, poate până la dispoziția organului, dacă dumneavoastră aveți impresia că... Da, deci nu este absolut nimic. Dar trebuie foarte pertinent. Am înțeles. Să duc în bugetul primăriei sau să duc nu, separat? Deci am înțeles să duc un separat. Da, dar trebuie totuși aprobarea Consiliului Local de fiecare lună. Deci atunci când se realizează venituri în plus, deci când se face bugetul, de exemplu în 2017, nu ai voie să prevezi un buget, decât la nivelul veniturilor care le-ai avut în anul precedent. Deci chiar dacă eu calculez toate debitele în comună, că trebuie să-mi iasă 10 miliarde, dacă eu am casat numai 8, nu am voie să depășesc decât 8, atâta trec în buget. În momentul în care eu am făcut 8 și 1 leu, leu ăla vin și rectific bugetul și îl prind în buget. S-a înțeles asta. Deci asta fac și aici la 36. Deci țin evidența separat câți bani se încasează. În momentul în care nu mai sunt și sunt taxa PSI, deci avem separat. Deci nu mai pun nici bani la dumneavoastră. Văzut că n-am mai plătit noi. Când nu mai fost bani, n-am mai plătit. Pentru că eu răspund probor și cu fetele de la impozitiv. Păi și asta ce înseamnă? Nu se strâng bani pe noi? Nu se strâng. Deci acum s-au strâns, am ce să plătesc. Nu se strâng, nu plătesc. Cine răspunde de strângerea banii? Cine răspunde? Cine răspunde? Fetele la casierie, care el e impozitiv și taxă, el e cu casierie. Nu este altcineva. Evităm. Vedeți că de fiecare dată... Vreau să găsesc o metodă ca acești bani să nu mai treacă lună de lună și să încasează aia să plătește. Care nu plătește, pune bulina în albă, vă rog, vedeți, știți că la nivel de realism că se așează lucrurile. Deci încă nu sunt închegate. Ei încă au pornit la afaceri, știți destul de bine cum s-a plecat la drum și încă își discută cum se tempereze lucrurile de la urmate la urmate. Acum o să vedem în ce măsură. Am înțeles că anul ăsta, prin 2017, se vor așeza lucrurile și vom vedea exact ce regulament. Tot la acest capitol, dar nu vorbim de niște tonelane, care nu trebuie la Rusie. Astăzi am vorbit, zilele 25, da, zilele coordinate. Da. Și acum am vorbit personal cu domnul Bogdan Sernic. La Vinișoara mai așa de aici? Nu. Vreau că totuși mai așa de 40 și ceva de 43, da. 732. Și inclusiv la ședința a fost indicat la complet. Da, da. Deci s-a discutat. Doamne, dumneavoastră. Și această rectificare, cum este prima dată cu noi. Da, și fondul și salariul este acest 9 decembrie. Din care s-au luat la... Dar să sunt datori să prezentăm cu ea. Da. Da. Deci mulțumim. Ce? Nu, eu întreb în ideea dacă mai aveți ceva. Nu. Păi da, nu? Putem să pune la pune. Dacă nu are nimeni ceva de comentat, da? Bun. Atunci supunem la vot. Cine este pentru această rectificare? Da. Cine se abține? Cine este contra? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei intervenții pentru combaterea prostitutului și încălzirea drumurilor în administrare. Ține voi de expunere de la proiectul ăsta. Asta este un proiect pentru ăsta controlat.
Avem o bilanță din dotare, mi-am transmis data de către ei, în momentul în care vom avea nevoie, vom închiria la ori. Deci nu fac contract să se scândul banii. Nu? Am făcut locul de nisip. Domnul președinte, am rugăminte. Să treceți nominația cine a fost pentru și... E filmată ședința domnului. Să vezi. Să fie împotrivă. Ca să știi că salariul se mai dă la primul. Problema este că... Deci nu se dau la... Să înțeleg că până acum nu s-a... Nu se dau salariul la primărie, ca să știi, doamna... Să înțeleg. Faceți domnul. Faceți domnul. Dacă până acum era nominat la acum, nu... Dar de ce? Dar este foarte cer. Nominat. Ne băgându-ne în seamă și ne luându-ne în seamă că suntem consilieri locale acestei comune, nu suntem nici mapeții cuiva. Nici păpuși, care să fie manipulați, da? Să fie clar treaba asta. Ședința de ieșire am discutat clar că dacă este, tocmai de asta. Deci, așa cum i s-a dat un răspuns impertinent, dăm și noi un răspuns la fel de impertinent. Nu am primit nici da? Deci materialele de ședință l-a spus, s-a spus la fiecare ședință. Ultima șoie din lună, da? Nu ne-a băgat în seamă. Materialii din ședință trebuie să ne parim cu 5 din înainte. Nu ne-a băgat venit. Să fii sănătoși. Bun. Da. Deci, am rămas la punctul 5. Referitor la punctul ăsta. Se scrie cineva la cuvânt, are cineva la... Ați spus despre ce vorba? Păi, de la cum am spus, cu polei, cu zăpezire. Cum poate la Dumnezeu? Da. Deci am transmis datele către... către Bacău, avem un utilajul nostru, un caz de așa. Avem un destul de firme care au votat utilajul la Dumnezeu. Nu mă face treabă. De zăpezire, cu zăpezire, cu zăpezire, cu zăpezire și sare. De anul trecut a rămas ceva în stoc? Da. Cum? Utilajul. Dar nu prea au fost zăpezi, de asta zic, poate... Nu pot să-ți un an de fost o mai folosit. Deci pe venit, scrie cineva la cuvânt, are cineva de obiectat ceva la punctul ăsta? Să la vota. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Da. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de investiții, reabilitarea liniei electrice de 90 de kV Onești-Târgu Orna, Stâlpii 69 și 71 afectate calamitățile naturale. Reamplasarea stâlpii 69. Beneficiarii e nevoie de reprezentare la punctul ăsta? Ce să faci, efectiv? E vorba de tutoresc. Am rugat în nenumărate cazuri. În momentul în care avem aceste, să ne puneți în față, să luăm o hotărâre. Să ne prezentați aici acum. Frumos, proiectul să ne explice unde, ce, cum, în ce tablare vine, cum și ce. Trebuie adus proiectul. Nu vrem să trecem, să temrăm. Intenționat. Proiectorul se instală aici, frumos, pe masă, fiind consilier vechi, pentru consilierii noi care nu știu, se instală aici pe masă și ne prezentă. Este vorba de doi stări care se află între Tuta și Cuba. Iar în urma calamităților care au fost, a fost afectat atât rețeaua de gaz, cât și doi stări care... sau cum stau.
Da. Discutește. N-am trebuie să spun mai mult, așa este. N-am avut timp. Deci n-ați avut timp. În acest lucru dacă n-ați avut timp. Haide. Păi era greu să luați un videoproiector, să puniți aici ceva. Exagerez. Cu ce exagerez? Nu înțeleg. Deci, cu ce exagerez? Am probleme mai mari, să știți, decât proiectul. Da, știm. Vă rog să mă credeți. Bun. Deci, se înscrie cineva la... Că sunt proiecte mai mari. Referitor la... La... De ce punem în dispare? Dacă nu e așa. Sunt probleme. N-ați auzit. Da. Da, domnul președinte. Deci, se domnul Goagă, altcineva, se mai înscrie la cuvânt referitor la punctul ăsta? Da. Domnul Consilier Moise a spus că nu este în toți acest proiect de hotărâri. Nu, am cerut să fie acolo. Am uitat cum este. Deci, nu cumva să fie. L-am studiat. Studiat. Păi, tocmai că este studiat. Acum, neapărat vreți să... Da, sigur că da. Păi dacă a spus că e filmat domnul Goagă, deci dacă a zis că e filmat, nu trebuie să vadă acolo, să vadă și cetățenii care urmăresc? O să punem și poze. Pune, ați terminat, domnul Gomes? Deci eu nu văd neapărat necesar acum vizualizarea. Bine, că dacă mă uși eu cu asta, nici nu-i trecut să cu 71. Da, asta este. Deci aici scrii 71, îi trecut la 69. Asta e altă treabă. Stâlpul 69, care vor să-l pun, îi văd fi trecut. Da. Atât. Și eu, și altul nu-i. Aici, așa spune. Stâlpul, mă rog. Atât. Deci, trecem la vot, da? Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Ce trebuie să aflu? Să se apaseze? Să le dăm voie. Este spațiul în primărie. Deci e vor să unde să-l părea mai înspre subiectul. Voi stăm să-i mute o leagă dinspre apă, înspre... Da. Da. Deci vă rog eu pe doamnă să... Deci până la urmă toți. Să dau explicații ca lumea, putem vota. Eu vă spun ceva să știți, că aici e vorba, nu ne înțeles, nu numai pentru noi, ci pentru cetățeni. Noi poate știm o parte, dar ei nu știm ce vor. Trecem la punctul 7, da? Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta interesele autorităților administrației publice locale în justiție. Da. Aici vreau să prezint proiectul. Vă rog, domnul primar. Este vorba de cazul David Lucica, care a câștigat în instanță dreptul respectiv care le-a pierdut atunci cu în urma sesizării la Curtea de Conturi. I-a câștigat. Eu am zis că gata, s-a terminat treaba, din contră. Ca să nu fiu luat eu de Curtea de Conturi și să impută așa, eu trebuie să mă duc la Consiliul Județean, unde am și fost, să dau un dosar către un jurist ca să facă apel. Și cu apelul respectiv vin și spun, da, de adevăr, doamna a câștigat procesul, îi se respecte suma respectivă. La Consiliul Județean am primit nefavorabil din 7 juriști, mai avem doar 2. Și m-au întrebat, este, mi se pare, este și este la material, nu propuneți că ați văzut. Așa și m-a drumat către un avocat. Deci avocatul este plătit pe caz. Nu este avocat făcut contract cu primărie. Este pe caz. Următorul caz care va fi, vom căuta iar un avocat. Deci stăne detezite în instanță pentru cazul ăsta. Atât a tot. Da. Bun. Atunci să vedem dacă are cineva. Trebuie să-i scrie cineva la cuvânt. Referitor la problema cu avocat. Și vă și spun și suma. Deci spun chiar n-am nimic. Și doamne, așa. am negociat suma de 7 milioane de lei, 700 de lei. Pentru caz cu asta, da. În acelor 15 n-am fost de acord, mi-a zis 10 n-am fost de acord și ulterior s-a reducut în suma de 700 de lei. Dar poate găsim cineva și mai scurt. Poate găsim. Deja ești la cer, adică și deci, nu știu ce se poate, ce se poate, ce se poate, ce se poate, ce nu e nimic. Omul e avocat. Este la Bacău. Bun, la Bacău. Și cum ați negociat ce criterii? Adică spuneți-ne ca să știi că dacă noi ne-am avut materialul de ședință, și că dați seama la așa. Da, eu ce răspuns așa. Deci ne-am avut materialul de ședință așa. Nu, nu. Deci, nu am putut studia. Nu este niciun criteriu. Este criteriul de negociator. Atât. Înțelegeți? Deci,
Am negociat prețul, i-am explicat. Și pot să vă întreb dacă ia cineva cu un preț mai mic, nu va cum are termen. Nu așa că da, termen? Este în termen. Până când este termenul ăsta? Mai am câteva zile. Ce înseamnă câteva zile? Deci câteva zile poate fi o zi, pe 5, dar nu așa. Pe 5 pe 1. Da. Deci, dacă nu sunteți de acord, eu v-am explicat. Eu îmi pare rău că nu am timp și să vin în ședința de lucru să explicăm lucrurile, nu să ne țigănim aici. În schimb, vă spun în felul următor, Curtea de Conturi când va veni, eu mi-am făcut datoria și v-am explicat exact despre ce este situația. Dacă nu va trece, Curtea de Conturi va lua consilierii locali și o să vă impută dumneavoastră banii ăștia. Da. De ce se impun din ei? Deci, domnul, numai puțin, stați să vă spun, că deci, în caz nu știți, domnul, dați-mi voie. Deci, în caz că nu știu unii din consilieri și dacă puteți să vă jucați cu mintea lor, eu sunt mai vechi și știu foarte bine. Chiar mai bine decât dumneavoastră. Deci, da, li se poate imputa consilierilor care au votat pentru. Eu, care am votat împotrivă, mie nu se poate impuna nici un cent. Da? Exact. Deci, da. Deci, domnul primar, deci eu vă aduc jurist aici care vă spune exact ceea ce vă spune, vă spun și eu. Dați-mi telefon. Domnul Leacu. Dați-mi telefon juristului și vorbesc la telefon. Hai, puneți-vă. Nu, stați puțin. Deci, n-are să intrăm în polemica astea de ambiții. Domnul Edel, găsiți un avocat mai ieftin în termenul decât? Nu mai am cum. E gata. Bun. Fapta e consumată atunci. Eu mă refer dacă știați că mai sunt 3, deci numai puțin. Dacă știați că mai sunt 3 zile termenului, știam foarte bine că nu se mai lucrează, da, din imediat, dacă știați. Deci nici nu ne-ați adus, domnule, praful de arte și ne-ați băgat sub nas așa frumos, ca la fraie, cu ghilimele, ca la fraie, luați fraielor, și lasă că pe ei latră, cursul trece. Nu e adevărat. Bun. Domnule Mitel. Fapta e consumată. Întrebarea mea este, mai are cineva, mai vrea să ia cineva cuvântul referitor la punctul ăsta, sau trecem la voi? Trebuie să întrebăm. Da, vă rog. N-am fost atent cu lăsa ce el spune. Deci, care este suma pe care vă revende că ați v-am dat? 1300 de lei. Deci, ea a avut poprire la suma de 4000 de lei, deci 40 de lei de zi. I s-a poprit. Așa, ea a dat în instanță, a câștigat în instanță și nu trebuie să cine a greșit? Cine a greșit? Deci eu eram domnul Pistirată. Deci, doamne, trebuie să respecte 1300 ceva, da? Exact. Negocierea provocată a fost atât de 700 de lei. Deci cam cât reprezintă? 500 de ceva de lei. Mie mi-ar fi convenit ca în momentul în care stați de dreptul să mă da bani și am scăpat. Și aici și pozitiv să mi-a dat. De ce nu ați luptat, domnule, pentru cetățeanul din comună, domnule? Pentru 1200 de lei, dacă veneați, făceați lobby pe lângă toți. Consilierii de dădeam noi câte 53 și dădeam bani. Da? De ce n-ați făcut, domnule, lobby? Pentru cetățean care va vota, cred. Mai mă luați, sigur. Și mă rog. Domnule, va vota. Un cetățean care va vota. Deci trebuie să facem niște detențuri pentru ea. Adică noi trebuie să luptăm pentru cetățenii noștri din comună. Nu se duc cu ei, purtăm pe drumul pentru 6 milioane. Nici n-aș mai fi negociat. S-o dea bani, din doamna și de viață. Domnul Minte, te rog. Noi, ca primărie, avem de pierdut aici. Pentru că eu trebuie să restitui suma respectivă plus avocatul. Nu s-a înțeles. Deci, dau 7 milioane avocat, da. Mai puneam 300 de lei și credeam să zic, băi, fac, eu încheie procesul și la urmă, nu mai trebuie și UAT-ul proces. Ați terminat. Trebuie să înțelegeți că sunt niște pași de urmat. Deci nu e așa de ușor. Nu e așa de ușor. Explicați pașii. Deci s-a câștigat procesul, nu? A câștigat el. Așa. Eu am zis, bine, a câștigat procesul, îi dăm banii doamnei înapoi, nu? Așa a fost și discuția. Și am discutat chiar și cu ei. Am discutat, da, domnule, bine, e ok, vine hotărârea. Dar nu e așa de ușor. Mie legea îmi spune că trebuie să fac apel la câștigul ei și în momentul în care câștigă și apelul, atunci va primi banii respectivi. Nu durează mult, e vorba de vreo... Bun, și apel e condiționat de avocat? Dar trebuie obligatoriu. Că n-are ce să facă apelul. Păi, dar cine îți face ție apelul? De judecat, doamne, trebuie să te costă mai mult decât să-i vedea aici. Păi numai puțin, ce-a dus domnul Goa. Da, da, da. Deci nu e să fie mâine așa. Mai degrabă mi-am zis comisul. Ești obligat, deci ești domnul președinte. Legea spune așa, ca să înțeleagă, să o spunem așa mai înțeles tuturor. Tocmai asta e. Deci legea spune așa, în momentul în care o persoană câștigă în instanță dreptului bănești, tu, ca și entitate în speță, oate, eu trebuie să faci apel, ca să nu spună legea că ești încârdășit cu persoana și tu nu mai vrei să mai faci nimic.
Bun. Vin eu cu întrebarea. De ce nu avem un proprietar cu studii juridice care să facă la asta? Nu mai angajăm noi un avocat ca să, care să plătim. Deci un jurist bine pus la punct, cu toate termenii făcute, se duce frumos și face apel în instanță. Dacă pierdi, pierdi. Dacă va câștiga, va câștiga. Nu sunt un motiv. Domnul, păi bun, și asta ce ești concluzit? Păi asta la lege spune așa, că la lege lasă-se fiecare secretar. Și secretarul meu care am avut-o avea și studii juridice. Având studii juridice, îi putea reprezenta la orice proces. Putea să ducă să facă o întâmpinare, o preîntâmpinare, putea să reprezinte, deci putea să facă orice. Neavând așa ceva, acum trebuie să mergem să facem 700 de lei. Când a trecut în ședință, n-a fost luat în seamă. Dar de ce sunt situații? Era vorba de două cuvinte simple. Și atunci asta implică ca să trimitem secretarul la studii sau să angajăm cu secretarul? Trebuie să scoatem postul de secretar la concurs și să punem așa stipulat, pentru că virgulă consilierii sunt cei care decid aici, ei sunt ca și entitate formă decizională în acest, de asta îi spune la intrare acolo, Consiliul Local al Comunei Târgu Brotuș. De asta sunt consilieri, deci trebuie frumos să duci, să pui și să dai cu subiecte pe ridicate. Secretar trebuie să prevadă și studii juridice. Am înțeles, domnule. Astea sunt probleme organizatorice ale primării. Bun, haideți ca să rectific, ca să nu se înțeleagă greșit. S-a plecat pe idee greșită. Așa. Postul de concurs, al postului de secretar, este direct ANFP-ul. Da. Nu are nicio legătură cu consiliul. Deci nu are nicio legătură. ANFP-ul îți dă omul. Cine s-au dus, s-au înscris? Cine? N-are nicio promovare la secretar, nu e ca la... De jos, de la doamna ajutat, nu e ca la secretar, este demis de ANFP. Nu mai studiați un pic două cuvinte, promovare și recrutare. Da, asta vreau să studiați, domnule. Asta vă țin, că deja chiar acum ne inflamă. Așa. De ce spuneți-mi, domnule, de ce criterii s-au făcut angajării în primării? La postul secretar. Dar nu-i trebuie să domnul militar. Dar știi, domnilor, haideți să facem. Unii s-au organizat la urmă. Da, la urmă avem capitolul din vest. Hai să trecem din astea. Potrecut proiectul ăsta? Păi nu, acum zic, hai să terminăm cu proiectul, cu angajarea nu suntem de acord, nu suntem de acord, suntem de acord, suntem de acord. Iar la diverse, discutăm angajarea secretarii, promovare sau alte probleme care sunt diverse. Deci e un punct care nu este, deci să ne înțelegem clar. Acest punct care l-am discutat, acest punct care l-am discutat sau care acum e puteți ridic, iar ridic din la Pireu, acest punct, deci acest punct vine pe acest proiect. Pe acest proiect, așa, de hotărâre pe care noi încercăm astăzi să, ce să facem? Să lăsăm un cetățean la, nu știu ce, la urma statului, da? Păi, tocmai asta spuneam. De ce sunt unii reprezentanți, de ce sunt oameni secretari cu studii juridici, care îți reprezintă, mai stai 700 de lei din buzunar. 700 de lei care îi dai la un avocat, te duci și faci lobby, scoți tu 300 de lei ca primar sau tu ca viceprimar sau mama, mai nici ca consilier și îi dai la aia 10 milioane în mână și nu are vedere nici pasta pe asta. Aia nu mai face niciun recurs, nici nu știu ce mama mai are să mai facă. Și de atâta de infamă. Nu știu ce mai face. Da, cum să-i obligat. Și după aia aia și ea își trecea recursul și pasta pe asta. Bine. În final, vă rog să votați cu privire la punctul numărul 7. Angajăm sau angajăm un avocat în pauza respectivă? Încă o completare, după aia. Deci concursul a fost pe site, nu în FTP-ului, dar am spus la concurs. Așa. Am înțeles că au fost două persoane la examenul ăsta. Dar au fost 3 săptămâni sau au fost pe site? 3 sau 4 săptămâni. Deci, e vizibil, nu e ascuns ce doamne iată. Dar când a fost ăsta? Care a fost? De când de doamne? Dar nu știu ce a fost examenul. Nu s-a interesat nimeni. Doamne, s-au spus doi. Dintre care omul nici măcar bancul nu l-a de asta. Și atunci a primit. Nu, n-a de la un bancul. N-a de la un bancul. Masterat. Da. Și acolo a pierdut. Na. Și acum avem secretar de un băiat. Avem secretar? Da. Și are studii juridice. Da. Pun și eu o întrebare, nu vă supărați. Pun și eu o întrebare. În sensul că este un... Cel puțin așa, de un proces ușor.
Nu ar fi cazul și nu ar fi bine să facem întâmpinare, cum a zis și domnul Chiteru, să facem din interior. Să facem noi, adică ea are studii juridice, eu poate să fac o întâmpinare. Dar nu... Ce e pe studii juridice? Da, secretarea noastră. Da, 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 da. Și de ce nu poate să fac secretarul domnului primar? Mai întâi că n-am răspuns, dar cred că legea s-a schimbat, domnul Pan. Eu nu bag mâna pe mai mult ca sigur. Atunci, de ce au primit-o respectiv de la București, cum a zis, la acea instituție, să parce la concurs dacă nu are studii juridice? Dacă nu poate să îndeplinească funcția. Domnul Băgă, este foarte corect și... Doamnă, este foarte corect și foarte pertinent ceea ce a spus. Într-adevăr, acum mi-aduc aminti, aflu și pot să vă spun, deci, în decurs de oră. Deci, nu știu de ce a primit-o, dar știu că la procesii te poți reprezenta tu, ca persoană, să te reprezinti într-un proces, fără să ai pe cineva apărător. Așa, eu am avut proces din urmă. Deci, poate să vă secunde, două secunde. Atenție, de ce proces vorbim? Este procesul care vine zilnic. La semnat cu parcele greșite, tot felul de parcele, case amplasate în urmă. Acolo nici nu e nevoie la ora actuală de reprezentant. Dar în cazul ăsta a fost nevoie de un avocat. Dar doar știți foarte bine că și în mandatul trecut, domnul Mitel, a mai angajat avocat cu anumite probleme în justiție. Știți, țin minte și niciodată. Deci eu cât am fost consilier, mă ridic și cu respect, prin faptul că una pe inimă, eu nu știu. În mandatul trecut să fi avut un proiect de hotărâre cu acest punct. Nu poate găsi la arhiv. Mai nu spune să nu-l găsi, nu-l avem. Nu găsi. Eu cred că am. Poate ați fost împotrivă și atunci. Nu, dar nu știu că... Domnilor, deci discuția... Președintele, unde v-ați votat? Derivă. Nu știu. Trecem la vot. Deci, atunci nu mai treceți, că doamne să zice că a fost împotrivă. Nu, atunci poate a fost împotrivă. Eu vă rog să votați atunci. Atunci, Așa. Deci, cine este pentru angajarea acestui avocat în cauza respectivă? Cine se abține? Cine este împotrivă? Nu, 7 s-au obținut. Deci 7 s-au obținut. 7 pentru 7. Deci 7 s-au obținut, da? Trecem la numărul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității în domeniul serviciului public de alimentare cu apă în beneficiu colectivităților locale. Da. Ne prezintă cineva măsurile astea sau începem să stau măsurile? Da, știți că am mai avut și ședințele alea extraordinare și discuțiile respective. Urmează să ține vremea și vedem, contractăm o firmă înștiințată lumea și să ne apucăm și de controle sigilii și contracții. De săptămâna viitoare în dimineață. Avem contractul cadru al CRAB-ului. Nu ți-am convenit nici mie, așa este. Ei prevăd niște măsuri destul de drastice și la un moment dat și precizează. Cine nu plătește contorul, deci devine obligat celui care îi schimbă contorul. Așa nu primește apă, se tema la chiar de la coloană. Nu-i normal. Nu-i normal. Și tot ce vreți să faci... de contorul ultimul, clasa C, toate ce trebuie acolo, sunt mai scumpe și astea le acceptă CRAB-ul. Da, sigur. Sunt contoarele date de ei. Deci indicațiile ni le-au dat deja. Domnule, asta cum vezi, astea sunt acreditate, sunt agreate de noi. Nu vom da cu contoarii, domnul primar. Da, dar ce tip de contoar să cumpărați? Clasa, ce tip de exterior. Și acum spuneți ce clasă, cum a zis, ce clasă de contoar să cumpărați. Pentru că unul care nu vine și nu trebuie să apare numai 2 lei la apă sau 3 lei, așa nu cred că își permite la să-și pună un contoar. Bun, dar aș putea să vă întreb dacă, nu știu dacă, aș putea să vă întreb, de ce acum, când vin intemperile, vine înghețul, vine iarna,
Deci două luni de zile ajungem acum ca să faceți timp. De ce acum? Aia-s foarte greu. Da. Dar cine mai intră acum? Pe mine înghețată. Dom'le, nu s-a făcut acum. Noi trebuie să demarăm procedura, indiferent cum ar fi. Deci noi trebuie să demonstrăm cablului că am început să ne mișcăm. Că acum primim avizele că așa trebuie să ne mișcăm. Și acel contract al cablului îl studiem și noi? Nu-l aveți? O să este contractul cadru care o parte din locuitorul n-au, o parte din așa. V-am spus ce mi era foarte ciudat, e pentru că am găsit primăria din 640 de abonați la apă, doar nici 300 nu aveau contract. Deci, așa am găsit. Da. Nu contează, nu am plec, am clauză, normal că este, dar am zis poate da. Să am ultimul contract între primării și Zice Crab a fost în 2011, așa. Este pe ordinea de zi, la un moment dat, sau nu. Noi ne-am apucat să facem inventarierea tuturor lucrurilor care aparțin, care am lucrat cu Crab. Deci noi deja începem să facem documentația. Exact, să le prezentăm lui toți să ne acum, a fost la RSC-ul. Preiază atunci de prețul de cramă. Nu, primar. Prețul. Prețul la său de toată lumea. Și apometru. Că apometru, cât costă și cât... Să știi omul despre ce face jumătate de țor. Este la Pedeman, care e exclusiv 1.200.000 de lei. 1.200.000 de lei. 120 de lei, da. Și dacă vom... Luam mai multe. Dacă se vor lua mai multe, se deci trebuie să trag din tot ca să nu ajungă mult. N-ai, că deși noi să nu costă nimic. Și maxim 120 de lei. Dar măsura asta, să vă începe anul ăsta, pentru că trebuie să vă dovedim lor, că am început treaba, dar atenție să vă schimbat toate primul. Și vedeți că fiecare proprietar o să... N-am ce face pe mine. N-am ce face, aici nu e treaba de primărie, aici eu vreau apă să aibă. N-am ce să... Ai văzut la greu. Nu vrea, n-am rău. Începând cu datele cutare, începe schimbarea contoarelor. Și grazie. Nu știu, dar da, acele contoare trebuie să explicăm că toată lumea sunt făcute anume pentru exterior. Nu se apuiesc. Da, nu au avut o soluție acolo. Probabil sunt abonați care au deja. Asta e altă treabă. Acolo se poate vedea. Dar ți-am spus, în ziua respectivă, când am plecat în dimineața aia, n-am văzut contoarele cu toate erau de jumătate, foarte mari. I-a demonstrat că am contorul de 05, înregistrează, am dat drumul peste tot, să vadă. Nu a vrut să... M-am chemat, i-am demonstrat exact, sunt la Zicoapa, fără ce fel de probleme. Și am spus clar și am spus în ședință, revin cu ideea din ședința anterioară. Dacă cineva mă găsește cu 0,5 litri apă, eu, consilierul Miteului, îmi dau demisia. Și accept să mă pun la dispoziția organelor din stat de cercetare. Deci, da? Da. Eu asta fac. Revenim la voile noastre, da? Mai are cineva de adăugat? Am aflat prețul. Asta e numai prețul apometru. Deci, da, prețul manoperii. Și manoperă ajunge undeva la 2 milioane și ceva de lei. Spuneți așa. Nu spuneți ca să... Mai puțin. Spuneți așa ca să știi toată lumea, că lumea e cam puțin supărată și eu tocmai asta vreau să puntez. El nu vine, că și de care nu are nici... În caz să-și plătească 3 lei metru cu de apă. Deci ajunge undeva până în 300 de lei. Nu. Sau puțin peste 250. Domnul Vidite, dați-mi voie, vă rog, ca să întreb și eu ce vă stai. Ați văzut asta de lei? Asta 200 de lei sau 2 milioane, apometru, și m-am numărat. Dar casa de apă aia la 1,5 metri mai e... Făcute legăturile. Legăturile, da, e nevoie exact. E nevoie de, știu, de mai mult. Dacă faci într-o poartă și mai faci pe mine, ajută, faci așa pe mine. Bă, mă lasă, așa. Condiția sine qua non cu casa de apă la 1 metru mai e sau nu? N-am înțeles. Condiția cu casa de apă sine qua non. Da, da, da. Condiția mea e, condiția cramului. Păi, nu e.
de proprietate. Anul ăsta, indiferent cum ar fi, trebuie să demarăm. Deci plecăm 10, 20, 30 de putem alta face. Chiar dacă au căminile mai în spate, trebuie pus. Iar în primăvară neapărat nu trebuie. Păi și asta înseamnă că ne așteaptă să schimbăm contorii cu manoperă neapărat trebuie făcut ei, nu? De echipa lor sau de cine-i făcut? Facem altă mesaj, nu cum s-a făcut anii trecuți, să lega asupra așa fiind... De acolo a plecat problema. E, păi de acolo. De acolo. Aducem o firmă autorizată, tată, și... Bun, problema, cine trebuie rezolvat. Sigiliul cu toate. Exact, sigiliul la el, care nu are sigiliul, e de etapa de tot. Și da, am avut discuții de jucă la... La punctul ăsta am avut discuții și cu doamna directoare Adib. Am avut discuții, chiar m-am întâlnit și vorbisem la un moment dat și cu domnul Avram, deputat. Deci e varianta, oricum e încerc, așa, sperăm să nu mai facem un demers împărat la guvernul României. Deci situația în care are de dar deci nu se poate. Nu-ți oferă legea nici o portiță ca să poți. Și dacă tot am ajuns la punctul ăsta, să știți că referitor la avocatul care am vrut să-l angajez, cum l-am angajat, așa, pentru... Am avut și subiectul ăsta și l-am întrebat. Și nu-ți oferă niciun fel de scăpare. Deci, practic, banii aia, ei vor să-i recupereze. Deci e foarte... Cineva se face vinovat și de cele acumulări de penalități. Vinovații se vor descoperi, domnul. Păi, după ce? După ce se rămâne fără apă, târziu. Își punge vreo toată poate. Vă întreb un lucru. Credeți că dacă ar fi fost altul primarul, s-ar fi întâmplat? Poate. Nu l-a acuzat nimeni. Nu, am înțeles, dar credeți că... Vorba, e tot vorba, e am înțeles. Posibil locat. Să știți că lucrurile au plecat greșit de la început. E treaba de 7-8. Pentru că nu s-a ținut din scurt. Și lumea a văzut că merge. Poate pierdere datorită comunților, datorită infrastructurii. De altfel? Da. Da. Întrebare este la ora asta. Mai sunt pierde vreo. Domnul Enes, vă rog, ați fost cu cititul la ora asta. Domnul Enes, ați fost la masă. Eu sunt la zi și azi am fost la 3, am citit contul. Deci mai apar pierde. Păi pierderi, ce să apară? De acolo când ai scăpător, când e contorul defect sau sunt calibrate de visitare. Îmi arată cu 7, 8, 10, 15 metri mai mult aici decât dincolo. Dar revine. Atât. Consumul acum este constant, deci nu sunt mai nici problema de furat. Deci e constant consumul, da? Bun, haideți să vă spun eu. Haideți să vă spun eu. Și să ne spun. Deci, domnul, stai să rămânim o problemă. Că deja îmi vine să mă prindeați ce au făcut. Consumul este constant, dar de ce este constant? Trebuie să spunem exact cum se spune și la TV. A crescut consumul, a crescut PIB-ul României, dar PIB-ul României n-a crescut că avem industrie. A crescut pe tema consumului, domnul meu, cu ăsta. Deci consumul este constant pentru că este iarnă. Nu se mai consumă ca pe perioada verii, domnilor. N-am întrebat consumul constant. Am întrebat dacă acum balanța. De la contor la 5 kg la 5 casă. Păi am făcut un calcul și este 5400 media pe 2 săptămâni. Am citit 2 săptămâni de zi. Deci 5400 metri cubi pe lună. Raportat la câți abonați am luat la Petruș, 540 plătesc din 600 și ceva, deci vine 10 metri cub pe lună, acum nu se consumă 10 metri cub. Deci pe familie vine 10 metri cub, deci nu se consumă. Înseamnă că este ceva normal. Noi trebuie ceva normal să vedem acolo la plăitorie. Aia spun că au... Nu știu ce au acolo. Dar ei s-au putea să tragă apă de la noi, își umple bazinul sus, după aceea zice și se alimentează de acolo. Nu, stați un pic. Domnul Henec. E un puț acolo. Așa. Au bazinul sus. Trage din puț. Trage din puț sus, umple. Și din momentul când s-a tăiat apă și nu mai este apă, se alimentează de sus. Da, este rezervorul. Păi da, dar mai trebuie să mergem acolo. La o închidea de mare. Foarte mare. Da, dar mai trebuie să mergem acolo, deci o comisă. Sigilăm noi, sigilii noastre, pentru că trebuie. Au venit ceva acolo. Au venit sigilile alea. Dar, domnul Henec, n-aș vrea să acuzați, să știți. N-aș vrea să acuzați până nu... Da, bine. Nu faci, haideți ca să nu o facem.
Dar, diferent, da. Domn primar, diferența mare între tuta, deci nu, cum a spus domnul Moise că eu fac hâră, nu hâră. Eu am făcut așa o comparație. Deci la tuta se consumă corect. E cu 40-60 de metri zilnic mai mult la noi, deci consumul este mare la trotuș. Este, este 900 de metri cub în plus trotușul decât tuta. Deci este foarte mult trotușul, se consumă, este undeva unde bun, e regulă. Pierderea, pierderea la factură la ora actuală este aproape de 20%, să știți. E da, da, Petrușul poate să zice la zi cu nu. Deci cu plăți. El a luat 3 miliarde de lei a încasat și ce s-a făcut cu banii ei. Cum să spun asemenea prostii la oameni? Știu, am auzit, am spus asta că sunt așa. Este femeie din Vișoara care m-a sunat. Grozavul și nu știu cum. Deci, am spus să-ți fii de neamă, așa că sunt încă așa din da. Adică, dacă la dumneavoastră cineva e... Bun. Deci, astea fiind spuse, trecem la vot. Deci, cine este pentru stabilirea acestor măsuri care le-am discutat cu apometru, cu toată... Da. Cu mențiunea că lucrările sunt făcute de o firmă specializată. Asta. Da. Și din comun. Da. Din comun, evident. Da. Bun. Deci am menționat în procesul verbal. Cine este pentru? Trecem la punctul proiect de hotărâre privind inventarierea anuală a tuturor bunurilor aparținând domeniului public și privat al cuartierului Târgu Drăguș. Astăzi facem o știință de ce este bună. Nu e nevoie de prezentare, nu? Dacă se înscrie cineva la cuvânt, trecem la vot. Cine este pentru inventariere? Da. Abțineri împotriva mine. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru păstrarea, folosirea, inventarierea și selecționarea documentelor. Așa, aici e vorba de arhivă. Avem camere întregi pline, care au depășit deja, doar că trebuie să îndeplinim noi niște formalități. Trebuie să facem niște cereri, trebuie să fim expertiză, trebuie să vadă, trebuie să analizeze, trebuie să și de dublare. Nu vom face de ce da. Da. Bun. Oricum, arhiva nu dezbate, nu este format electronic. Se scrie cineva la cuvânt, care e cineva de sus. Cineva la vechina, își caută cineva de sus. Bun, atunci supunem la vot. Cine este pentru... Da. Bun. Trecem la punctul 11. Păi de o trebuie privind păstrarea și lucrarea sigiliului cu sistemă în României. De prezentare nu cred că e nevoie, nu sigiliu și asemenea. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, nu știu, da? Da, vă rog, domnul Ghidio, nu? Deci, cine s-a pus nu? Păstrarea, când e problema primarului chestia asta? Cine s-a pus fac nimic anul să păstrarea și utilizarea sigiliului sistemului și eu? Dumneavoastră spuneți forul deliberativ. Eu doar am fost cureț, că e necut, nu? Asta ce am văzut, asta și nu, eu... Dar ni se cere, domnul, deci nu că eu am văzut să cere. Punct. Dar eu așa ceva, noi n-am avut în mandatul trecut, n-am avut așa ceva. O să asta ce e în cultură sau la proiectă? E nici să cere. Să documentați și la alte primări și o să vedeți când s-au împărțit banii de la inundații, ni s-a cerut părerea. Când s-au împărțit banii de la inundații, ni s-a cerut părerea. Aici nu ce să ne mai ceară, părerea la sigiliu. Banii de inundații? Da, care au venit pe inundații. Așa. Unde se cheltuiți? Unde se împărțim? Unde se intrăm la diverse dosații. Da, da. Să mergem mai departe. Bun. Eu cred că nu... Mai... Intervenim numai puțin. Eu cred că nu e. Adică nu cred că este din competența noastră.
Să dau eu, deci să se dă păstrarea și utilizarea sigiliului sistemului României. Și eu, ca și posibilitatea, am trebuit să folosesc sigiliul sistemului României, să am primar. Primarul noi nu sunt, da, într-adevăr, suntem foarte deliberativ. Deci noi suntem cei care dă mundul verde, pozitiv sau negativ. Cine trebuie cu noi chestia asta? Nu știu, am întrebat. Chestia asta ce vine cu legea sau... Știu, am întrebat. Legea 75-94. Da, spune. Da? 94, deci se află pe mandatul trecut, ați fost mințat. Bine, haideți ca să nu mai discutăm. Suntem de acord să ținem primarul sau nu, să trecem la vot. La vorbă cine s-o țin, nu? S-o ține cine vrea, dar... Deci, sigiliul cu stema României pentru Consiliul Local al Comunei Târgu Turtuș, județul Bacău, se aplică pe hotărârile adoptate de Consiliul Local, semnate de consilier local care conduce ședința de Consiliu. Deci, ștafia respectivă va fi la președintele respectiv. Deci, toate hotărârile adoptate vor fi ștampilate cu stema respectivă. Dar și până acum... Mai nu? Și până acum, dar s-a folosit mai mult ceva. Da, dar nu, acum s-a schimbat și ne cere... Deci președintele care conduce ședința... O ia cu ședința acolo. Ia în privire, da, exact. Deci ia ce vedem, mă? Deci nu lasă slăbați acum de chestia asta. Următor, faci. Dacă nu o votăm, scapă și următor. Eu spun că să rămână la primar. Deci să mă votez. Deci să rămână la primar. Aveți să crede de mine bine. Avem ceva mai bun de făcut sau... Nu știu. Nu, dar dacă nu rămâne la domn primar, suspiciunile sunt mult mai mari după aceea. Ce poți să spunem acolo, ce să spunem? Bun, haideți atunci ca să votăm, să nu mai ies. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unor drepturi, indemnizații și desfăgăriri personalului serviciului voluntar de urgență. Ați studiat la mine. Cine sunt doare? E vorba de cazuri de urgență. Am hotărât să facem o echipă, să zicem așa. Turtuș, Ieșoara, Tuta. Câte 5 oameni, alți, tineri. Vedem modalitatea de dispensă. O să fie scutiți de plata impozitului pe casă. Deci trebuie găsit o variantă pentru cazul de urgență, deci avem nevoie, cum a fost pe timp cu pompieri și trebuie să revenim la normal, adică sunt cazuri unde ne mobilizăm mai 5, avem numele pe cămâni. Acum, părerile sunt ale dumneavoastră, să veniți cu propunerile, cine pe Trotuș, cine pe Tuta, cine pe Ieșoara. Bine, o să vedem, povestea este pe următor. Deci, dacă vom constitui o echipă care va cuprinde câte persoane? 5. Bun, 15 persoane, da? Aici spune clar la hotărăște, da? Personalul serviciilor de urgență voluntarie are dreptul la indemnizații pentru timpul efectiv de lucru la intervenție și la celelalte activități prevăzute în programul serviciilor. La punctul 2. Cuantumul orar al indemnizației prevăzute la aliniatul 1 se stabilește la 7,382 lei oră, conform articolului 1 din HR, numărul 1,7,38. Da. Și cuantifică persoanele respective câte ori... A fost specifică la un moment dat, bun, dar șeful SBS-ul. Șeful SBS-ul. De cine avem care șeful SBS-ul? Care e șeful SBS-ul? Acum, la momentul discuției, noi de cine avem șef SBS-ul? Că din câte știu eu, șeful SBS-ul... Te pup, papa, a plecat. Eu am răspuns de până la bun. Noi se va angaja? Nu, dar noi de ce nu știm că, de când a plecat doamna Dragu, noi de ce nu știm că s-a pus numele cu Mica? Nu am nimic care a scos domnul Bon, chiar nu am nimic. Și-a luat concediu, a plecat în Italia, la soț, urmează să-și găsească de muncă acolo, noi între timp angajamentul deschid, îți scoatem postul la concurs. În luna viitoare, în luna de ce, de șase demisie.
Concediu în timpul ăsta, legea pretește. Concediu fără plată, așa se plată. Fără plată. Pe o perioadă de 6 luni, da? Legea prevede, așa, angajarea altei persoane pe timpul respectiv, da. Dar, mai mult ca sigur că sunt doamne. Păi atunci trebuie să căutăm pe cineva care este... Am găsit deja personalul. Acum bun, este la concurs. Nu s-a organizat concurs, dar... Ba da, sigur, dar nu e tot ce se găsesc. Da, dar unul singur. Vă propun unul să rând acest post. Și eu dacă vreau să fie în domeniu. Obligat. Studii IT, pentru că deci, aș vrea să profit de chestia asta, dacă angajez om, să fii profesor. Uite, suntem noi, dovedim să facem la volumul de treabă care este. Și atunci, și deci, eu am nevoie și din om care să-mi urce ordărele de site, pentru că toate se frâng la fiecare biroului. Fugi dimineața și ai, fără aia, fără aia, fără aia. Dacă se poate să fie în domeniu. Sigur, da. Asta vreau să spun, să fii cineva în domeniu, să fii cu permis, să fii cu aici, fără să fie, așa, și cu persoană de sex masculin. Pentru că... Da. Este SDS-ul. Așa. Da. Deci vorbim despre serviciu voluntar pentru situații de urgență, da? Despre asta vorbim. Dar la retribuția asta de 8 lei la o oră... 7 lei și 36. 7 lei 36. Mă rog. Pușcăriaș. Pe care o să fac șansă. Mă rog. Cineva a exagerat. Deci nu deci asta mă oferă legea până aici. Dar putem veni cu amendamente, exact ce v-am zis eu, cum se urmă, nu aminti. Deci puteți veni. Nu, asta e foarte important. Acuși, după câteva momente, colegii vor ridica mâna sus, dar ei nu știu. Așa. Ridic, eu ridic mâna sus, dar fac ceapă. Deci, îi dăm 7 lei 38. Dacă nu, de putem merge. Că dacă aceea persoană de bine și stă așa, că tu toată noaptea și pe asta 10-12 ore, când vor da niște, nu știu ce, debilitar, foc la mirești, sau nu știu unde, el ar trebui să ducă. Faptul că se interese, se duce, da? Bun, cine-i cuantifică? Șeful SDS-ului îi spune, bă, a lucrat 12 ore, bun. Ăla mai are câteva intervenții. Și dacă el are 300 sau 30 de lei la plata asta, deci... Poate are mai mult, dar cum îi facem? Cum îi cuantificăm? Ca să știm. Nu trebuie dat o hotărâre. Eu spun să o lăsăm pe asta, pentru că probabil care să o studiem, pentru că ne avem timp să studiem. Dar e problema aici. Ăla angajezi pe toți membrii sau numai șeful? Ăla e la serviciu? Nu, șeful SDS-ului, ăia sunt voluntari. Păi voluntari. Ăia sunt voluntari, să-i înțelegem clar, voluntari. Liviu, eu am făcut parte până acum din serviciu voluntar. Și nu ai fost remunerat. Asta este, bănuiesc că va fi. Și-au venit un felul de incendii, nu am felul de renumerare. Se întâmplă în cazul că ai pretenții la serviciu, două ai bază în el, el lucrează la tot la ce vrei. Știți că eu am fost la două incendii mai mari, mai de case, nu de așa. Am fost la incendiu la domnul polițai care stă la ieșire, stătă de Boca, că țin simt acum un an și ceva, dacă nu am ieșit. Așa, și am fost la incendiu aici, după ce am ieșit prima imediat. Și a fost cu reprezentantul nostru sau nu? Nu, eu am ajuns în pentru primul care am anunțat. Așa, nefiind anunțat, m-a sunat cineva că arde o casă într-o loc. Bun? Și să știți că lumea s-a obișnuit să stea să se uite, dar nimeni nu-i întâmplă. Puțin am luat, deci foarte puțin. Puțin am luat, da. Foarte puțin. Deci lumea s-a obișnuit. Da. Omul care participă trebuie remunerat. Da, sigur. Omul care nu-i dai bani, nu-l stimulezi, nu-l ții. Nu poți să dai o hotărâre ca să-i inspirezi. A venit șeful de la ISU și la unul de la Bacău. Aici au fost președinții. Și discuția aceea a fost de vreo câțiva ani în serviciul ăsta voluntar. Și a venit, domnule, care-i treaba, domnule, nu știu, domnule, degeaba. Tu ești șef la ISU. Nu-ți vine nimeni gratis. Da. Se scoală la două noaptea... Nu, dar ne-am orientat după primării din zonă și așa este. Primăria Oituz, primăria Bogdănești, primăria Cutare. Au oameni care... Deci eu sunt total de acord cu ce spuneți cu 5-5 această formă, însă eu vă spun cum mă voi abține, pentru că trebuie studiată și să o punem pentru ședința următoare, ca să studiem, să venim și cu oameni, adică să ne... Să primim, da. Să găsim oamenii, idei formula, cu formula, organizare de oameni care vor fi, așa și trebuie să ne spunem, de fi remunerat.
bla, 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 da, și trebuie să știți că au fost, au fost, eu vreau să le plictim aici astea, dacă altcineva să vrea să vorbească... Era cu incendii, era cu vorba să vedem și noi. Deci, până se va ajunge la stadiul final, ai nevoie de atât de acte strâmbe. Deci, mai e de treabă. Acum. Doar că noi vrem ca să mă știu să aici. V-am ajuns la cunoștință? Știți că a mai fost discuția, așa? Inclusiv am scos de astăzi, Oleacule, am scos astăzi de pe ordinea de zi, o să punem în, în decembrie și aici, dacă toți suntem și discutăm, probabil ședința va fi până în jumătate în decembrie. Chiar vă rugăm frumos că acum să nu mai lăsați ședințe la sfârșit. Mijlocul lunii. Da. Că e 19, că e 15. E tanta, vedeți, nu e nevoie de ședința ordinară. A spus ultima joi din Cruță. Deci hotărâm. Ultima joi din Cruță. Era acolo. Era 20. Nu mai este. Bun. Iar acolo... 22. Iar acolo prevede organigramă pentru 2017. Doar 3 posturi am primit. 2 de poliție locală și una la asistență socială. Da. La asistență socială, dar avem personal? Avem Maria Jucăr. Dar e volum imens. Nu, este la asistență socială, este un foarte mare volum din muncă. Mai trebuie angajat, o persoană mai trebuie angajată. Și de ce am putut să facem numai 2 posturi de polițiști locali la zi? Asta trebuie să fie cetul local suportul chiar așa de bun. Deci că facem un calcul și să vedeți cum dau cifrele. Deci nu chiar așa de mișcă. Deci 2 posturi, vreți 3. Trebuie să le asigur și echipat. Deci nu știu multe obligații să faci față de ei. Că sunt abstracți din cazul că sunteți nouă, v-ați interesat așa la comunele, deși limitrofii nouă comunele de tot. Eu vin astăzi, am venit astăzi din 2 comunii. M-am dus la Dofteana și am spus că locale au 7. Dar câte sate sunt din Dofteana, domnule? Ce populație? 7 sate. 7 sate. 7 sate, domnule. E altceva, da. Paște Seaca, care în virgulă este o stradă din Tuta, paște cartierul de nu știu care e din domnilor, ca să ne înțelegem toți. Haideți ca să rămânem la diverse. Haideți să terminăm ordinea de zi, să vedem, o votăm, nu o votăm, rămânem stand-by și la urmă, la 15 avem diverse și atunci vedem. Deci, cum votăm în privința punctului 12? Oamenii de ordine de rigoare. Poftim? Suntem de acord cu demararea acestui. Proiecte. Deci, vă rog să ne dați un proces. Vorbim cu ei, că nu toată lumea o să vină. Da, care sunt disponibili. Eu nu pot să lăsăm pentru următoarea tură. Și trebuie demarat timp. Să aducă oameni, să-i vedem, să vorbim. La ședința vine anumită. O oficine. Trebuie niște oameni serioși, tine. O primar, dacă o luat, dacă nu găsești. Dacă mai mici, cineva poți să vină. Două luni de zile, nu primește niciunea. Deci, cu cine se comunică? Putem veni cu un amendament. Da, domnule, ăia 15 să fiți votiți. Deci, vă rog, votăm sub rezerva. Vine cineva să fie scutit de taxă. Păi, spuneți la asta. Nu, atenție! Deci, cei 15 oameni, dacă vor vrea să se angajeze în treaba asta, ei vor trebui formați. Deci, sunt cursuri de formare. Deci, nu o să fie specialiști. Deci ei o să fie formați. Dar normal. Deci asta de subținut nu-i ca pasărie. Și cine plătește cursurile astea de calificare? Îi plătește. Cursul de calificare pe plus e cu 9 milioane și ceva. Se va mă la vără. Nu, mă. Ca și un... Domnul primar, dar noi împămână, noi împămână avem și oameni care lucrează la pompieri. Știu. Așa, e voie să fie prin și ei? Pentru că... Da, vă rog, toți este un lucru. Da, e... Dar și prin ajunge. Domnul primar, da? Sunt și oameni care au pus-urile. E acceptat. Pentru că avem la Vișar o 3 persoane. Vine și... Vă consum, dacă sunt de specialitate. Specialiști. Asta este un punct. Nu mai trebuie școlarizare. Nu mai trebuie școlarizare. Este să vrea. Dacă ne permite serviciu. Da, cum mai este. Dar mi se pare că bine mi-e zice aici. Da, tot ce. Vreau și pe ei lanți, care nu își poate, au și ei aia serici.
Care? Nu o să se mai înțeleagă. Da, trebuie să se intereseze. Deci, mare diferență cum v-am stimulat. Asta este tot. În ochii, Doamne ferește, sperăm să nu fie chiar deloc. Doamne, Doamne ferește, la lucrarea asta, ai luat 5, îți dai sau 3, te ajută. Păi dacă nu-i stimulezi, nimeni nu-ți va veni. Nu, cum s-a întâmplat la urmă, tot n-a fost numai la urmă. Deci dacă nu-i stimulezi, clar că nu va veni nimeni. E clar. Deci, bă, scutirea de la taxa impozit, de la impozit. Ce va găsi? Ce va găsi? Ce la urmă, de primăria are sau nu? Ce? De doamne în pompieri. Ce să ai? Acum deci, are să organizeze. Acum ce să organizeze? Păi acum nu avem nicio atenție. Nu, am fost lăsat pe alange și nu ți-a dat. Nu, 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 deci e plecat în Italia, plecat și am lăsat care au curs. Păi, dar vedeți, care este, eu nu am niciun treabă și nu vreau să ajung la publicare, adică că femeile nu sunt egal cu bărbații. Cum putem să vedem noi ce măsuri luat, ia o femeie, deci nu sunt împotrivă. Ce măsură ar fi putut să iei sau ia o femeie la un incendiu, știi? Deci care este? Pentru ce nu ce trebuie să faci? Da. Deci știi care este competența? Gata, deci domnilor, domnul președinte, supunem aici. Trecem la vot, da? S-au menționat acolo cu... Da? Da? Prezentarea listei de personal. Deci cine este pentru? Nu interzice legea și măcar consiliul local, dacă nu așa să fie. Nu, punctul 14 avem raportul de achilitare al consilierului personal al primarului la acceptarea contractului individual de muncă în urma expirării termenului de preaviz. Da, unde-i domnul? Și a dat demisia. Da, să vină da, să te prezinte. Care-i raportul de acolo? S-a dus la biserică. Dar n-a lăsat un ce spune acolo? A plâns. Ce te-ai spus cu citare ca să-i plâns? Și-a cerut iertare. El a zis că n-a lăsat la lumea asta. Să știi până la lumea asta. Da, îl citesc, îl dau citirea. Da, dar a spus, deci ce trebuie? Da, da, da. Activitatea consilierului personal al primarului s-a desfășurat în baza contractului individual de muncă din 6/30/06/2016, încheiat cu condițiile legii, pe durata mandatului primarului. Atribuțiile postului sunt prevăzute la fișa postului anexă la contractul individual de muncă. În afară de punctul 1.3.4, alineatul 3.4, aliniatul 2-4, da? Punctele 8 din fișa postului anexă. Am întocmit referate și propuneri pentru emiterea unei dispoziții privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și reorganizarea evidentă și Legea îi prevede, deci nu îi prevede mai mult decât un mandat de primar. Deci dacă după 4 ani de zile ieșea la cineva, ar ieși la cineva, nu mai, nu sunt, deci nu mai are nicio legătură, cade contractul lui. Aici era referitor la lege, cu acea sensul. Așa. A considerat că e mai bine să-și dea demisia. A avut bătaie de cap. A mai vrut. N-a mai vrut bătaie de cap, da. Da. Mă rog, eu am fost foarte mulțumit, deci știu că poate o să vă simțiți deranjați când vă dumneavoastră, dar degeaba n-a stat. Deci foarte mult muncă a fost. Și foarte activ, pentru că știa sistemul. Era din sistemul ăsta și era omul care suna la imediat și chiar de acum am zis că deranjez, nu am zis că deranjez, nu am zis că deranjez. Nu,
arhivă, da. Arhivă foarte mult. Arhivă, știam tot, a lucrat cât a lucrat? 20 ceva de ani, nu? Păi, deci, de la 90 încoace cât? Înseamnă că de acum fără dânsul vă descurcați sau... Nu, nu, că a spus tot mai sus. Deci să ne înțelegem clar. E posibil să-ți spun pe tot. Nu, deci... Pentru anumite nenumuri. Nu, dar ca să ne identificăm și noi puțin, adică asta. Să fim puțin lămuriți. În cazul în care nu vă veți descurca, aduceți acel proiect la opțiune în discuții, trecem pe ordinea de zi ca să vedem cu câți bani va fi remunerat pe oră. Ați înțeles greșitul. Nu, dar nu o să descurcă, dacă iei pe cineva ca să te ajute, eu cred că tot mai discutați să te întrebi să remunerezi. Cum vezi procedura? Exact, am avut discuția asta și mi-a zis domn primar, la orice oră vă stau la dispoziție. Băi, ai de treabă. Da? Este. Pe cuvânt. Este. Bun. Este. Da. Bun, deci... Haideți, domnule, dați-vă, că îți ridic, stau în Mititelu, Ionel și Mititelu Liviu, domnul Boagă, domnul Ungureanu Clement, cura. Vă rog, cine e? Domnul Moise, vă rog. Deci revin, ați văzut că au fost anumite luate de poziție în bătrânire. De ce s-a votat. Vă rugăm frumos încă o dată să ne prezentați acele documente înainte cu 5 zile. Da, putem lua la cunoștință. Să putem să ne pregătim, să nu venim la ședințe. De pregătim. Da, eu am să-mi cer scuze. Știu. Așa este. Pentru trecerea proiectului, nu cumva să creadă cineva acele două proiecte în proiect. Propunem să se facă o ședință extraordinară la tine. Cu explicațiile de rigoare, și se rezolvă. A doua problemă. Cu pregătirea pentru perioada de iarnă. Nu așa se face. Asta e ideea mea. Trebuie să-mi dau dreptate, nu? Nicio problemă. Dacă pregătim programul de dezbătere de zile, nu e suficient să avem nisipul și sarea și utilajul nostru. Trebuie să anunțăm câteva. Avem destule firme în... S-au anunțat de lucrurile. Trebuie să se facă un precontract cu acei oameni, fiindcă nu, dacă nu, ei se vor ocupa în altă parte, când a venit... Să știți că... Să vorbesc, dacă nu începe... Hai să vă spun așa. Stați-vă să zic și pe urmă, dacă aveți acele documente de plăcutat. Discuții pe vorbe, cum se merge. Ce se vorbește de azi? Pe... Fapte. Deci trecut pe hârtie, am contract în caz de... Nu știu, urmă să-mi răspundeți. Chiar vă rog, urmă să-mi răspundeți. Așa văd eu lucrurile. Și prezentați-ne atunci, domne, am cu tare contract în caz dacă a venit din soare, omul e pregătit, că nu o să puteți să faceți față cu utilajul în toată comuna. Suntem... Să dea Dumnezeu să fie cum a fost anul trecut, de n-a fost zăpadă. Și s-a trecut prin iarnă, fie rând. Tot timpul era. Da, eu am încheiat. Acum vă ascult. Da. Eu am avut discuții. Faceți biografie atâta. Am... Aveți contract aici? Deci nu contract. Ce am dat noi către... cu firmele, cu mașinile din dotare, cu... Deci am făcut înștiințarea respectivă și am și discutat în caz de să avem cu cine pleca la drum. Că e noapte, că e zi. Da. Mașinile trebuie să stea echipate cu lame, cu... El nu mai face altă treabă. Ca să fie dotat pe urmă. Că nu mai e zăpat. Da. Deci interesul meu e să fie circulat, interesul lor e ca să-și facă. Dar nu trebuie camioane neapărat, că nu avem noi străzi. Nu, eu am zis, spre deosebire de alții. Material antiderapant. Acum, dacă îmi dați dreptate.
măcar străzile principale, Vișoara, trotul și unde se circulă, și totuși este tu legislat chiar dacă se nu. Am zis ca să vorbim și să luăm și utilaj, și camion. Și să vadă nu doar aruncată pe gardul și trebuie pe acolo. Luați și încărcați și dus. Dus în afară. Unde merge? Exact. Unde-i drumul? Deci să rămâne drumul, pentru că după aia să lasă și tot statul. Și lumea asta și un pic cară din curte și la muncă. Pe când, dacă a trecut utilajul, o strânsă pe aia și l-a dus, nu știu dacă mai vine de aia, să mai spune acolo. Aia e de la lui, dar nu mai au ce drum. Mulțumim, domnul Moise, de răspuns. Vreți să plec asta, domnul consilier? Cerne și cu... Ședința următoare. Sigur. Ca noi, consilieri, să ne împărțim pe sate. Fiecare că știe în satul lui ce și cum. Ne împărțim pe sate, stabilim într-o zi cu aproximații de numire și le supunem aprobare în Consiliul Local pe... Deja avem câteva, la tot avem, la totuși avem... Sunt stabilite mai multe. Sunt stabilite, dar sunt unele care s-au văzut. Haideți să discutăm asta. Eu m-am ocupat cu Ioana și cu Maricica Anton de tuta, de trotul s-au ocupat așa, dar, deci la fază de propuneri, așa, deci am primit finalizat tot. Așa, iar de Vișoara, doamna Vici, deci trebuie să luăm legătura cu toți. Doamna Vici, trebuie să știm și noi de acolo. Toți care suntem măcar de Vișoara, trebuie să știm deci actele nu pleacă pe rămână... Nu pleacă actele, nu. Păi am înțeles că era o problemă. Dom'le, trebuie denumiri istorici, trebuie să fie Pernia, lui Grăbuța, lui Floarea Soară. Și într-adevăr așa este. Au vorbit, erau prima listă care a fost emisă. A fost emisă cu tot felul de denumiri de flot. Da, nu, a florii, mărți. Și s-a răspuns de la raportul de la Comisia de Sfântie. Că, dom'le, dar vă aveți o întreagă istorie. Exact. Cum a trebuit și pe când tot. Orice acum ați propus, am fost mai mult mai mult, dar cu toți trebuie să ne întâlnim. Dar nu a respins și nu trebuie respins. A respins și ne-a dat o propunere, o soluție. Ne-a dat o soluție, da. Căutați, nu ne căutați, nu flori. Că a fost dat, dar nu fost respins pentru faptul că nu ți-a dat trăzi de tuta Gorbaciov. Da, da, da. Și Comisia de la Tiburii din Mumii, de la Consiliul de Țean, nu Gorbaciov, cu numele de Gorbaciov. Care nu dau accept. Acum trebuie să-l facem să dea accept. Să dea Gorbaciov. A, nu! Să facem să dea accept. Comisia de Tiburii din Mumii. Gorbaciov. Da, domnul Spărea, mai aveți propuneri? Nu. Da, domnul Michel, vă rog. Ia. Și de aici am colegi. Domnul Consiliu, acum că nu mi-a spus, dar am stat că am început secțiunea diversii cu altceva, bine, ce era trecut pe ordine de zi. Și vreau să vă spun doar atât. Aici mai avem în continuare prezentarea unor cereri în care este solicită acordarea unor facilități persoanelor cu handicap și a familiilor cu mulți copii cu referire la taxa de salubritate. Da. Asta noi, aceste cereri, sau noi, speță consilieri, mai zic că am punctat-o în ședințele anterioare. Da. Așa fi bine. Sunt o stabilită. Deci eu zic că, din ce mi-aduc aminte, că ar fi trecut. Și nu mai înțelegi. Iar străzile cu denumirile de străzi, astea le avem din mandatul trecut. De ce trebuie să ne mai supunem? Exact ce a spus domnul Sulea. Bun. Știm consilierii, eu cred că trebuie să dăm cât mai mult numit din istorici. Șopăr la SRL, strada Șopărului, strada Proaștei, te rog. Nu știu ce denumiri de străzi sunt între Vodrotuș. Înțelegeți? Și trebuie să le rămânem așa cu... Nu vrei să sunt chiar așa de noi. Nu, sunt și
Sunt șase. În spate, speță dincolo, deci am discutat cu strada ăsta, bisericii, sau mă rog, parohie. Asta e altceva, da, dar e, sau câmpul, uitați, e câmpul, mărului, mărului, măciești, Cetățenilor, să spun ce stradă ți-ar conveni aici. Dacă sunteți, vă strângeți câteva familie acolo, ce stradă ați vrea? Ce denumiri din stradă ați vrea să aibă strada dumneavoastră? Da. Bun. Și luați domnul Sfârlea opoziției mai înainte. Vreau să vă spun doar atât. Pe dumneavoastră, special domnul, nu, pe, nu mai fac domnul Cimar, că domnul Cimar nu vine. Nu poate să curașul. De câte ședinții? De câte ședinții? Da. De câte ședințe vă spun? Hai să facem asta. Hai să-l spun pe Sfântul. Dumneavoastră nu credeți că noi facem de deci noi am depus către Adis. Adis. Am avut ultima ședință. Care experiența doamnă, duceți-vă. Dar de când au venit? Dar de când de trei ședințe ne spun cetățenii? Nu, domnul Liviu, hai să vă spun primar mai puțin, da? Deci, de când îmi spun de trei ședințe cetățenii, domnule, cu bere, cu bere, au venit, doamnă, stați-mă puțin, nu aș putea asculta, răspunde, doamnă. Deci, au venit câini, un saci, rup saci, vă rog. Exact. Deci, uitați, cu cel mai mare respect, vă spun, dacă nu se rezolvă nici până în decembrie la următoarea ședință, se lasă. Da, vă spun, nu, dați-vă, vă spun, cum una pe ei nu vă spun, doamna Rovice, ca să facă-ți înainte. Deci, o să spuneți iar nu vor trece. Vă cer demisia, doamnă. Da, eu vă cer personal demisia. Da. Pentru că nu îndepliniți. Nu, nu, domnul, eu vă cer demisia. Dacă vă doriți, acum vă cer acum. Dați-vă demisia, doamnă. Da, da, nu sunteți, doamnă, în stare. Nu vă supărați. Poate credeți că am ce fac cum asta. Pe cuvântul meu fac o cruce mare în față. Nu am nimic. Personal nu am nimic. Însă, cred că nu puteți duce la depliniți. Haideți ca să ne înțelegeți. Nu mai vorbim frumos. Doamnă, lăsați un pic. Mi-a stricat ce la fel. Doamna, am discutat cu dumneavoastră problema câinilor care vin. Care vin și aruncă în comuna noastră. Și ce a spus? Dar ce a spus dumneavoastră? Vă rog frumos să-mi redați cuvintele noastre. Ce a spus dumneavoastră? Știu și într-o seară și stau la pândă cu tare, cu tare, voi face pândă cu trei nopți. Așa cum a spus. Dă-mi tu soluția. Păi te duci domnul Adrian, te duci și stai la pândă, doamne, ce vrei să faci? Dai cum am văzut, hai, hai, mă rog, și fierea, vaxii sau ce faci mai aici. Să știți că ne confruntăm cu problema asta pentru comună. Și acum a venit la da, așa, referitor la, da, referitor la pubere. Știți că în 2016, în campania la locale, s-a interpretat. Și am înțeles că ăsta ar fi motivul pentru care se întârzi. Nu vreau să creadă că se duc tomberoanele. Deci chiar am discutat și așa mi s-a spus, domnule, stai să treacă, că acum toată trebuia să vină și ajutoarele europene, nu uitați. Deci... Și rechizitele la școală. Exact. Și au zis, stai o leacă, pentru că după aia vine și spune iau, ăla a dat, partidul ăla sau ăla sau ăla. Păi și ce domnule, dacă dai, dacă dați cu bere acum, care-i problema? Ghinion, asta este un partid favorizat, altul defavorizat. Ghinion, care-i problema? Dar haide să vă spun răspunsul care l-a dat domnul Bogdan. Eu tot când am vorbit acum pe 25, i-a zis destul de clar. Doamnă, nu pot să vă dau acum cu bere, nici dumneavoastră, nici altor comune, că nu mai noi suntem. Așa? Pentru că noi avem de strâns bani de la Romprest. Și da, bine, i-am zis-o clar. Deci puteți să poți să-i dau telefonul la domnul Bogdan să vă explice? Nu, nu trebuie să vă explice. Păi cum să vă explice dacă i-am spus? Să înțeleg că nu dai condiționat, nu s-a strâns bani. Deci, domnul, da. Mai multe comune, nu numai eu. Mai multe poate eu. Dar nu, nu rog. Deci așa ceva, așa, la prima dată, mai cu șapte. Faceți-o greșeală aici. Nu rompeți sub ridicarea aceea cu bere și consiliu știu. Nu rompeți sub, vreau să zic din bani. Adică, adisul. Toți sunt aici. Toți la aceeași. Și Rompre... Nu, dar stați un pic, când am vorbit la Rompres, mi-a zis probabil că depinde de Adis. Probabil că a spus să ziceți că au de dat bani la Rompres. Nu, dar stați să vă
vă zic, deci când am vorbit la complex, complexul a zis că depinde de ADIS. Când am vorbit de ADIS, am trimis o documentație. Și ADIS-ul, asta mi-a explicat. Adică două documentații. Acum am ședințe pe două. Asta mi se pare că am trimis și o ședință. Am trimis. Pe trei, da, răspuns. Dar într-adevăr să știți că până la domnului, da. Deci, Romprestul sau Adisul nu spune condiții în ce sas, în ce să dai puberi. Aici s-a considerat, domnule, începem cu vișoara. S-a terminat vișoara, a venit spre trotuș, de acum urmează tot. Dar asta nu înseamnă că tot puterii nu plătesc sau... Dar nu au acuzat nimeni. Nu înțeles. Nu au acuzat nimeni de rău platnic pe cineva din comună. Însă, la ultima ședință, sau la penultima, sau la celor mandatului, nu mai puțin. Știam foarte bine, noi știam chestia asta, ne vom confrunta cu aceste probleme. Că vor fi rău platnici sau poate nu vor avea bani să plătească, sau vor fi, nu știu, de doare motive, nu știu ce, sau dacă nu s-a încăpățânat atât timp cât nu stă copilul acasă, în speță copilul meu, nu stă cu mine. Am plătit cu noi pentru 3 persoane. Nu vreau, dar am plătit pentru metru și ceva de apă. Și așa mi s-a pus lucrul. Nu știu, nu știu ce facem aici. Da. Pe ce vorbim? Nu. Deci, domnul Mitelu, mai aveți vreo... Nu mai am, oricum sunt dezgustat din răspunsul care l-am primit. N-am primit niciun răspuns. Domnul Mitelu, vă rog. Da, vreau să-i adresez o întrebare, domnul primar. Sunt probleme cu strângerea banului pentru gunoi. Deci, unul numit un om al primăriei, să ducă cu mașina... De unde? Cum ați fost și v-ați interesat la adicul comunii, că sunt politici locali, știți că la alte comune sunt angajați ai primăriei care, cum e pompierul sau celălalt, poate să ducă să strângă banii pe comune. Dă-mi o comună. Părgărești. Părgărești tu? Da, Părgărești. Până când și șoferul de pe microbuz... Da, ce spune? Părgărești poliția locală, SNC, și... Până când și șoferul de pe microbuz... Nu poți să angajezi la altul. Da, că vedeți, ați făcut rectificare de buget, că nu sunt bani la lume. O să pățim cum e cu asta, doar că n-a. Nu s-a ajunge acolo, dar... Păi nu, dar eu am văzut multe persoane care au spus cantități enorme și nu mă înduiesc. Deci, încă... Au făcut de la situație financiară mai slabă. În comună, nu sunt toți. Deci, nu figurează. Da, ca fi. Îți inactivi în domeniul ăsta. Și eu mai atrag atenția încă o dată. Deci, atât firme, societăți, cât și persoane fizice. La anul, trebuie să conștientizăm că va fi plăcut la asociație. Deci, în domeniul... Joale, dar de ce va fi? De ce va fi joale? De ce va fi? Pentru că ei, ca și ADIS, vor să vină la primărie. Deja să dați, să vă mări prețul la... Da, dar îți pune intenție de asta. Societățile care au contract cu societatea așa. Ei de aici se vor duce la Camera de Comerț. Și acolo vor vedea exact ce societăți sunt și câți... Vor rămâne activitate. Haide să nu intrăm în subiect. Eu nu scar doar la Bacău pe care noastră de nu știu dacă reușeți. Să rezolvim. Sunteți mulțumim, mai aveți ceva de... Domnul primar, postul Sirici AP, acolo e un domn care a închiriat spațiu pentru a vinde mobil. Da. Până când mai are contract, dacă știți? Una. Am văzut că renovează, modifică. E posibil, nu? Ca... Nu există, dar, nu mai este posibil. Nu există. Nu. După ce să-și termine domnul contractul, să se facem acel... Mai facem, să facem neamțul. Mai mult.
Nu, să facem cămin cultural. Și-o termina contractul. S-a făcut și școală, s-a făcut. Băi, propunem. Că nu se poate face cămin cultural nou. Facem pe la tot, dar putem renovăm pe la mic, ca să obținem ce la mic. Unde aveți sare? La papier, la verde. Dacă altă soluție nu găsim? Da, cu cine? Da, ești domnul Mititelu. Da, am încheiat. Domnul Barbe, vă rog frumos, aveți cuvânt. Da, vă rog. Rugămintea aducând. La capul Mititelu, la voarea fiecare. Începem acum și următorul an. Și aș vrea că o parte de specialitate, în frontul doamna viceprimar, să întocmească o situație clară asupra fețelor de izlaz aflate în administrarea Consiliului Local. Cu vânzătorii de animale care au contracte încheiate, ce perioadă o au încheiată și ce suprafață de pășune mai există disponibil spre închiriere. Deci solicit lucrul ăsta, sunt, au apărut din nou tineri cu efective de animale și au, o să soliciti în luna ianuarie-februarie suprafață de pășune. Și să fie studiată foarte bine legea privind încheierea contractului. Să nu mai dăm în bâlbeală că pe 5 ani, pe 7 ani, pe 10 ani. Să-ți facă contracte model și conform legii. Să nu ne punem aici în situația cei 15 să ne certăm pe baza unui proiect de hotărâre tobi greșit. Da, eu propun să-i dea anul. Trebuie să ne conformăm legii. Poate cel mai bine ar fi anual. În felul ăsta, ar plăti anual, n-ar rămâne restanția. Să vă intervin, vă rog frumos. Da, vă rog. Aici cu pășunii s-ar putea să apară problema aia. Dacă persoane mai sunt în administrarea primăriei sau... Cât mai sunt. Sau dacă mai sunt, da? Bun, vă rog să continuăm. Atât. Deci, doamna, deci, în luna februarie sau ianuarie, dacă o să fie inițiat un proiect de hotărâri pe această temă, să fie un proiect făcut cât de cât corect și... Și dacă sunt celelalte întocmite greșit, să fie adusă la... Ate, da? Vă mulțumesc. Domnul Băreanu, vă rog. Da. Domnul primar, am văzut că ați făcut drumurile la noi în sat, dar există un drum al nostru, Cănășești, de exemplu, care este, nu se poate circula deloc. Acolo de ce nu s-a intervenit? Asta nu e neapărat să spuneți în ședință. Putea să mă sunați, domnul Cățire. Da, da. Și știți că se rezolvă imediat. De câte m-am sunat și m-am prezentat. Deci nu e problemă. Să știți că la orice ori puteți să vă spuneți. Da, rezolvăm. Da, nu. Și rezolvăm. Da, dar nu v-am zis acum ca să vă spuneți sau... Da, nu, 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 nu. Da, asta nu e. Și o rezolvăm. Deci, drumul, nu, am înțeles că de la intra... Nu, de la cruce, la bară. Da, acum puțin. De la cruce. De la intra ăsta Ion, am înțeles că este deschis drumul. De ce nu se poate? De ce nu se intră cu pulul? Se deschidă drumul. Deci convine pe Gorbaciov de la Imbrea ăsta, Ion, Ola, așa cum îi spune, așa. Deci acolo este drum. Care se intre... lui? Nu. Deci drumul facește de la Imbrea și ar trebui să se intersecteze cu Dănășești. A, da? Deci este pe hartă la doamna Dană, da? Și se poate intra cu bultul frumos să se deschidă. Cei care au venit, la fel zic și bucata de nuș, dacă și minte cât era acolo la bate. Dar țineți cont dacă totul să mai intervenit și acolo o problemă, nu știu cine răspunde de unul lucru de familie. Da. Cine vine la tuta? Da. Cred să zicem de drumul, dacă se poate, cred că sunt de acord, de la cazanul de suică până la Cuba, cum da, știu. Faceți un pic grijare și acolo. Dacă se poate. Acolo ar trebui să fie neapărat, pentru că mașinile astea care cară lemnul și ăsta, nu vor să mai interesat. Dar problem. Nu o să-l facă, domnul Răspasier, pentru că să-l facă și cei care strigă. Dar cine l-a ajutat? Păi cine ce l-a făcut cutilaj? Să-i nu l-a răspunde. Exact. Cine să? Pentru că nu m-a ajuns niște bani. Eu nu știu cine să. Dar eu l-am făcut de niște cutilaj. Acolo, nu se poate intra cu mașina. Nu, nu știu. Nu e nici un drag acolo. Da, rezolvăm. Ia asta, domnul. Și acolo, de la Imbrea. Dar chiar să se supere că se trece, dar circulați că este mineralizat în urmă, nu mai să zice. Dacă e interesant de rentam terenul în zona aceea, și până la minutul urmă, nu este drumul deschis. Dar de acolo,
Unul la unde se intersectează cu Dănășești, pe hartă figurează drum, în schimb este terenul. Deci, da, am înțeles. O scurt, întrebare scurtă, că deci pot să trebuie să spun prima. Deci am observat așa că nu trebuia să spuneți în ședință. Puteți să mă sunați, m-am pățit, dar puteți să mă sunați. Deci, oricine vă poate suna dintre consilieri de la masă ca să puteți rezolva o treabă? Eu sunt problemele comune. De-aia am și numărul de serviciu. Nu, nu. Referitor la problemele comune, ce a spus? Sigur. Da? Deci nu e nevoie ca să stați să mergem ce până pe aici, prin bloc, când venim. Sau prin alte străzi. Putem să vă... Vă aduc aminte un lucru. Acum trebuie să trebuie să trebuie în fața primăriei și mi-a spus, băi, dar de ce nu faci modularul să facă de-a drumul? L-a făcut? Nu. S-a dus până în față la vecinul și după s-a întors. Nu l-a furat dumneavoastră în față? Nu l-a furat din față. Nu se poate. Înseamnă că sunteți certat pe Augustin. Nu știu. Păi da, de la punctul ăsta. Ați văzut că deja și bunătății de la și de bunătății au intrat și evitajele alea mari. Trebuie discutat cu noi, așa, ascultați-mă unea, că două secunde. Eu am plica cu domnul Sherman. Sunați-l, ca să vă dai o privire. Însă eu sunt în plica cu domnul Sherman. Cine și lucru aia ca să... Eu am zis că poate există un protocol. Da, înainte, poate există, eu știu. Vrei să spună ședință? Da. Deci îți spun pierdă cu eu mai bine zic pierdă. Serios, am crezut că avem protocol. În care noi să facem drumurile și după aia iar să le luăm după campania. Nu, sunt nu după campania electorală. Am înțeles. După campania electorală. Dar nu sunt dator să facem drumul pentru alții. Deci trecem pe acolo, ne îngrijim. Deci eu aș fi de acord ca toți să vedem care este soluția bună. Pentru că noi investim niște bani acolo. Să te ascultați. Deci noi, nu știu. Da, da. Deci eu nu știu. Da, eu nu știu. Și nu mă doar. Că nu este... În dofteana camioanele care trec cu lepte, domnilor, vă rog frumos. Dați-mi voie de domnul Militelu, ca să fie. Vă rog să nu vă scuzați, domnului. Normal, eu am. La multe toate n-ai terminat ideea. Multe vorba de medicul de familie. Da. Da. Da, e acolo situația. Să-ți vorbim cu domnul Marciu și... Scuze, dar... O situație spinoasă, da, cum zice de familie. După ce că le-am dat gratis toate astea, mi-e păcat unei trebuie. Eu am făcut o lasă la tută să vină la... Nu, nu știu, nu știu. Și ne-am pe jos, nu știu, care nu are. Așa și cu copiii încă. Am să fac... Am făcut o petiție zilele de multe cu ministerul să mai fost. Da, era un de treaba asta. A fost în numai. Și ce ase? A rezolvat un ce ase la trimisă de ce ase? Mi-am dat de comandă. Așa? Mi-am dat și formulat. Mi-am dat și domnule Emilie. Trebuie să fie la școală. Deci nu se poate așa. Dar asta e sunat cu dânsul. Am discutat cu un dat. Deci eu vă spun pe recosite, eu știu, domnul, trebuie discutat. Domnul, că numai puțin poți să-i dau eu domnului, știi și domnul Băcaru, știi și domnul Coagă. Să vă rog, vă spus, dacă îmi permite. Sigur. Deci noi am fost indulgenți, domnul Coagă. Știți că au niște prețuri de mizerie. Noi am fost foarte indulgenți. Dacă dumneavoastră nu vă duceți, nu vă duceți personal și spuneți, domnule, dacă dumneavoastră vă comportați așa cu cetățenii din comună, atunci se reziliază contractul, ori se va dubla sau tripla prețului, să vedeți că altfel va fi situația. Și vreau să vă întreb că dacă tot am observat, deci asta a fost. Dar ce m-am încoace, domnule? Și vreau să vă întreb doar atât. Tot am înțeles că mergeți la București, că nu știu ce faceți la București, mai stați pe oarege asta și în casa mea semnal, unii dintre este. Nu să-mi dau o cafea. Nu e problemă. Chiar nu știu, e problema noastră ce face. Însă vreau să știu un singur lucru să-mi spuneți da sau nu. Din bugetul din... Cum? Semnalul e adevărat că este. Da, nu-i problemă, trebuie să vă adevărat. Domnule, numai puțin. De când vor începe, că nu știu, lumea mai întreabă, când vor începe lucrările la școală? 1. Și 2. Dacă s-au lăsat de vechea gardă bani pentru școală. Deci atâta să-mi spuneți, da sau nu? Da. Mulțumesc frumos. Bun. Atunci, domnul primar, vă rog, cu tot respectul cuvenit pentru funcții,
nu pentru persoană, pentru funcții, că dacă din Roma mișto. Deci pentru de ce vă duceți cu miloaga la București ca să ceriți? Pentru că știm cu toții, noi care nu suntem, care suntem puțin, dar toți de aici, nu puțin, puțin mai mult destupați la mine, știm foarte bine că banii s-au dus în altă parte. De ce nu s-a început școala aia? Că urăsc, mă duc, m-am dus în două comune astăzi, făcând în campanie electorală, m-am dus când am văzut școli. Nu. Am spus că m-am dus să fac campanie electorală, n-am spus nimic altceva. Și am văzut, când am văzut toaletii, deci de ultimul răgnet, nu mai spun unde, a rămas mască, baf, am rămas. Și la noi, deci, aceleași toalete insalubri. Da, banii sunt, domnul Miteu, așa. În pont unde câți domnul primar? Pe 6.000. Nu ar trebui să zic la cameră. A fost prăd un pont, da? Deci domnul primar, chiar dacă vreți să spun eu. Dacă nu spuneți, spun eu. Așa. Deci spun eu suma. Deci eu știu. Știu suma. Ce sumă? Suma care este. Spun la cameră. Vă rog frumos să o spuneți dumneavoastră. Eu notez aici pe spate, ca să vă dă. Dar n-am aprobat noi suma pentru... Nu, este suma pentru școală. Așa. Este suma pentru școală, dar vreau să spun că ați zis că banii sunt. Bun, dacă banii sunt, de ce nu am început proiectul? De ce nu am demarat proiectul cu școala? Și de ce vă duceți la București? Pentru a obține finanțare sau pentru a obține semnal la orești? Pentru a bea o cafea în centru vrei banii, doamne. Mulțumesc, dar nu-mi răspuns să deci, mișto. Deci, mă nu e mișto. Dumneavoastră ați început să vorbiți la dar nu haideți să vă explic și v-am explicat că dacă sunteți politicieni și ar trebui să știți chestia asta. Identificarea de buget a fost minimulată trecută și durează până pe 5, cui se acordă bani. Deci, pe data de 5 ar trebui să știm dacă am primit aia 6 miliarde, ne rămân nouă banii, pentru că dacă încep lucrarea, eu banii nu mai repede la asta. Domnul primar, banii, vă mai repet odată. Așa. Noi îi prindim în rectificarea bugetară. Dar banii sunt din data veche. Exact. Deci banii... Despre ce vorbim, domnule? Despre ce vorbim aici? Ce rectificare bugetară? Deci, domnul meu, banii... Deci, gardă lei, care a plecat? Așa, sunt banii așa. Pentru școală. Așa. Ce s-a făcut cu banii de ce n-am început lucrarea la școală din vară? Când ați preluat mandatul. Eu dacă își reiau mandatul, uite, din senatorul... Zdrugă, ți-am senatorul Mercilor ăsta, nu fac altceva. Am dat. Am înțeles. Am făcut o... Stai, frate, să vă înțeleg că avem mai așa 6 miliarde din cont și n-am început lucrarea, să începeți să specificați. Da. Păi și atunci de ce mai mergem ca să au obținerea asta? Banii sunt în cont, ascultați-mă, banii sunt în cont, nu știu, de ce au deja bă, deci n-ai să-ți luăm cu treaba asta. În schimb, proiectul nu era gata. Deci nu era gata proiectul pentru școală. Am discutat. Am discutat-o mai rețin și în ședința viitoare, iar vă spun. Până s-a finalizat proiectul cu tot, ultima ștampilă a fost undeva prin, cred că, septembrie. Așa, am considerat în felul următor. Dacă demarăm procedura, durează câteva luni. Deci, oricum, pe timpul ăsta va fi început. Dar dacă demarez procedura, deja scot banii mei din primărie, 6 miliarde. Pe când? Dacă încep procedura, oricum trebuie să o începe în acum. Asta nu, nu. Începe în aprilie. Nu cred. Nu să... Așa, oricum va trebui să încep procedura de acum, dar nu mai fac cu banii mei 6 miliarde. Că și așa n-aveam cum să încep, când dădeam în cap, pe mine mi-a legeam cătușă, n-ai cum să până nu-i gata de o să da. Fiecare primar nu? Este fiecare din ea. Mie nu, domnul. Că eu n-am fi ce am pe mine și acasă. Da, bun. Și atunci, dacă pot să recuperez banii 6 miliarde care mi-a lăsat domnul Ababi, garda de e vorba dumneavoastră, îi bag domnule în altă parte, dacă îmi dă statul bani. Dar inclusiv doamna Stoica, doamna... Banii ăștia, că de ea în decembrie, dacă nu am văzut... Deci nimeni garantează că v-ați spune eu. Deci banii ăștia nu se... Nu, e fondul diavolului meu. Nu, nu, intră fondul meu, nu se... Intră fondul diavolului meu. Așa, eu zic... Eu zic... Fondul diavolului meu. Să fim datoria la... Da, e cu... Dar e la ideal. Unde se va de la ministeră, că se lasă la sală și-a dat să... Asta ce-a chiar cum e de acolo. Nu se poate poate aici, că nu putem face discuții cu ei, să-i înțelegi și-a mai ales. Omule, n-am trimis, doamne. Da, da. Două petiții am trimis, mai dați-mi un an de lege. Ce nu are ce să-i facă. Deci legea spune clar. Ca să știi... Dați-mi legea și mă interesează. Legea spune clar. Care lege? Crabul poate lua apa. Deci... Deci 30%, 30%, deci 8 ore piscinii trebuie să-mi asigure apă. Bun. Da? Deci așa. Indiferent că plătesc sau nu plătesc, el trebuie să știe clar, nu poate lăsa. Dar dumneavoastră credeți că crabul nu are juriști cum i-au uitat așa? Ce ziceți? Și vă mai lucruiți. Da, da, exact conform contractului. Deci nu a mai mult.
decât este în contract. Nu credeți că grampa în cap și nu se întâmplă. Așa, dacă tot am, mai ales aș vrea să vă să ne consultăm într-o problemă. Ei au și ei. Dacă bănuiesc că știți o parte dintre dumneavoastră, cei mai noi poate vă rețin, nu știu, nu am vrut. Totuși, textul are o jumătate de hală pe proprietatea primăriei. Am avut zile trecute de discuții cu ei. Nu-i concesionat? Concesionat, da, concesia se termină. Iar ei participă la licitații. Ei participă la licitații prin Franța, prin Portugalia, prin mai multe țări. Un impediment pentru ei este bucata aia de hală care este intră pe pământul primăriei. Și cum am spus la alții de vânzare, deci nu putem să o scoatem și la ei. Nu vreau de vânzare, vreau pământ la schimb. La și cum din poate de nu știu, vă cer sfatul dumneavoastră. Dar unde ar putea avea? Care-i suprafața? Dar nu putem concesiona? Unde? Care-i suprafața? Nu știu, hai că mă interesez, nu mai rețin exact. Da, de atât am sunat pentru suprafața de mine. Am vrut renumele. Da. Deci, ei, am discutat cu ei, i-am căutat și au zis, da, domnule, suntem de acord. Spuneți-ne bucata de teren în Târgu Turgu și unde o veți, ei la rândul lor o vor cumpăra și vom face schimb la schimb ca să intre și ei în legalitate și să câștig și o bucată de teren când avem stăm prostare cu domeniile. Eu zic că e cea mai bună soluție. Păi, domnule, asta e una din soluții, dar mai există și soluția vânzare directă lor, că iau, țin aici o grămadă de locuri de muncă, dacă i-am cumpărat. Da, nu, 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 dar nu se pune problema să eu aș merge până la varianta în care să achiziționez un teren undeva. Să faceți schimb la schimb. Bun, asta e o soluție, dar nu am făcut schimburile până acum. Nu, 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 domnul director mi-a precizat, căutați teren intravilan. Omul este bine intrat. Da, 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 deci nu se pune. Căutați teren intravilan și spuneți-mi din rest, eu mă duc, negociez, plătesc și facem schimbul de teren ca să intrăm și noi în legalitate, ca să nu se mai împiedice din afară cu alte țări. Și dumneavoastră să aveți pasul să construiți ceva. Haideți să repetăm acum, că eu am rămas în dubii cu școala asta și am tot. E problemă să te ieși până la urmă. Avem proiectul acolo. Dar nu luat anumite situații. Domnul Doar, în 2 ani de zile tot avizăm și este. Astă vară am făcut tot aceeași treabă, am făcut s-a aprobat, am făcut și o lipsă extraordinară să vină proiectanții să ne explice. Păi dacă o ducem și o arată... Și iar... Pe 2 ani jumătate. Da. Păi, da. Referitor, mi-am amintit acum, referitor la treaba asta, de ce am mers pe criteriul ăsta, pe finanțare de la bugetul de stat, chiar doamna proiectantă m-a sunat, Stoica, care a fost Stoica, o cheamă Stoica, nu? Da. Care a fost atunci în ședință și ea mi-a spus, domn primar, v-ați apucat de demersuri pentru... Și țin minte că încărcasem deja pe seară cu o parte din date. Și am retras, pentru că mi-a zis, dă să scoateți proiectul, pentru că veți obține sigur bani de la așa și pe urmă banii respectiv faceți așa. Și vom vrea să vedeți sigur că banii vor rămâne în primărie. Rămâne. Banii ar rămâne. Nu vă țin cum este Ministerul Sănătății, nu e iau bani. Nu, domnule, pentru că sunt niște capitole unde sunt primărie. Nu e din aia ca să îi cheltuiți ea la sănătății. Nu e. Că nu știu. Da. Că țin Ministrul Sănătății, că treia bani și de la altul așa. Din bugetul local. Din bani din bugetul local. Da, domnule. Domnul primar, o singură întrebare. Da. Nu. Domnul primar, domnul președinte, a trebuit misiunea. Pe unde s-a încheiat ședința? Păi n-am încheiat oficial ședința, de-aia v-am încheiat. Deci, respectivă, ședintele de ședințe, domnul profesor. Da, da. Vă rugasem și data trecut, mi se place și acum două luni legat de să facem, să demărăm un proiect prin gală. Da. Nu știu dacă ați făcut ceva legat de treaba asta, pentru că tot insist și atât insist până când vom rezolva. Da. Problema de la Tuta cu Râul Ruș. Trebuie neapărat rezolvat acolo, printr-un proiect, prin satul, pentru că este de o necesitate precară pentru cei din Tuta. Da, știu. Deci avem și specialiști acum în primărie legate treaba asta, care lucrat la gas. Se poate. Bun. Facem ceva, pentru că începând de la 1 ianuarie, februarie, ne cere. Ați făcut un proiect, ne-a dat, o să ne pună din nou în față, domnul director. Dar de a pune proiectul. Păi ianuarie, februarie. De-abia începe. Și pe de-abia începe, încă nu s-a făcut nimic. Bine. Eu asta e rugăciunea. S-a întâlnit. Bazinul de apă.
să colectăm apă și... Nu mă adresă. Nu mai greu și unul. Nici nu e posibil. Așa, încă un lucru. Totuși, textul, să spunem, consiliul local, bineînțeles, studiilor, vânzarea acelui rezervor, vor să-l facă ei, noi le-am dat în chirie, acum 3 ani. Nu știu cum zic. Să legăm lucruri. Exact cum a punctat proiectul meu. Ne-au creat sute și sute de locuri de muncă și ne-au dus beneficii și bani. El mi-a zis că vrea să aducă niște instalații noi. Vrea să schimbe tot. Pe disimulate rezervoare. Da. Să se vede și unul. Întrebi locația. Dacă investești. Da, eu... E o zic să-și pare. Da. Depinde de voi. Deci o valoare și... Sigur. Da. Bun, încă o cerere aici pe care o dau citire. Subsemnatul Flucuș Daniel, cu domiciliul în satul Tabuna de Duș de Zibacu, administrator la IFE, vă rog să-mi demarați procedurile legale pentru concesionarea sau închirierea suprafeței de 2568 metri pătrați situată în satul Târgu Trotuș, pe durata de 10 ani pentru desfășurarea unor activități economice. Construiesc spațiu în vederea fabricării bolțarelor și a lavajului. Unde da, este această suprafață? Cred că este vorba de suprafața care e lângă azi, 2600 metri. Care o predată suprafața lângă din lângă azi este a domnul Lehne. Nu mai este. Așa că legea aprobă construcția la stradă, nu aprobă legea. Nu aprobă asta și sunt locuințe în zonă. Deci nu cred că aprobă. Nu că am fi rău intenționat, că îi dăm, dar eu nu știu, că noi dăm. Dar nu știu dacă vrea să facă, să cofluiască ceva. Probabil să... Nu cred că să facem cu avere. 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 Aceasta trebuie să o punem, îi dăm drum acum, nu? Eu v-am atestat cunoștință și pe următoarea ședință o putem, dar atunci hai să ne interesăm dacă dăm drum, îi dă sau nu? Cu ce ducea? Dar eu mi-am făcut deja prezentatul. Bun, deci... Am încheiat toate subiectele la diverse. Declarăm închisă ședința de astăzi. Vă mulțumesc de participare. Să ne mulțumesc.